Convenția Pomicultorilor, ce a avut loc la Brașov, a reunit peste 100 de producători care dețin peste 8.000 de hectare de plantații pe rod. În cadrul întrunirii, aceștia au primit toate detaliile referitoare la PNDR 2014-2020. Evenimentul a adunat aici șefii de organizații profesionale, producători de fructe, oficiali guvernamentali, bancheri, cercetători, reprezentanți ai unor companii de inputuri și alții. Producătorii de fructe autohtone au plecat de la această întâlnire mai bine informați cu privire la ceea ce va însemna Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 pentru sectorul în care ei activează. Referitor la subprogramul Pomicol, acesta este gândit pe 4 componente principale de intervenție. Pe cea de investiții în active fizice, pe componenta de procesare, pe cea legată de cooperare, de cercetare, dezvoltare, inovare și pe componenta de înființare a grupurilor de producători. Se dorește ca acest program să acopere nu doar zona de producție, ci și pe cea de depozitare. De asemenea, pomicultorii vor ca pe parcursul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 să se creeze și o bursă a legumelor și a fructelor pentru a le fi mai ușor să își vândă marfa. Pentru moment, veștile pe care le-au primit pomicultorii le oferă acestora speranța în ceea ce privește investițiile în reconversia unor plantații pomicole, în cele mai multe cazuri învechite și depășite din punct de vedere al productivității. Au primit de asemenea asigurări de simplificare a întocmirii și implementării proiectelor, o sesiune deschisă, în așa fel încât proiectele să fie depuse imediat ce se poate și o scurtare a termenelor de evaluare.